Ok, să zicem că am creat campania inițială, am creat o listă, am făcut contul și acum vrem să adăugăm niște abonați. Avem o listă care deocamdată are un singur abonat. Și cum adăugăm abonați? Sunt două mari opțiuni. Odată putem să mergem aici la Manage Subscribers și să adăugăm subscriberii unul câte unul. Și ne apucăm să scriem noi subscriber după subscriber, fiecare din oamenii din lista noastră. Și avem așa. Test 1 at yahoo.com, să zicem, da? Și avem mai mulți abonați și putem să adăugăm așa, să zicem că avem datele astea și avem e familia Danielescu cu Ionuț, Ionel și Ionela. Și avem toate lucrurile astea și ne întreabă care e adresa de e-mail și ne apucăm și punem care e prenumele. Care e numele? Și te întreabă dacă ți-a dat voie să-l adaugi în listă. Și trebuie să bifezi. Și adaugi pe al doilea. Care-i prenumele? Care-i adresa de e-mail? Care-i prenumele? Și care-i numele de familie? Și îl adăugăm și pe el. Ei, faza e că chestia asta durează destul de mult. Mult mai simplu este să mergem din nou la list și să ne ducem aici pe import. Acum, aveți în principiu sunt mai multe opțiuni, dar chestia e așa. Eu nu recomand, de exemplu, să folosiți Google Context, pentru că foarte probabil dacă faceți asta, nu aveți OK-ul de la oamenii ăia să le trimiteți mail. Adică dacă eu mă apuc să adaug toate contactele mele care am dat vreodată în e-mail să le pun în MailChimp, oamenii ăia nu mi-au dat voie să le trimit newsletter. Și atunci o să dezaboneze și foarte probabil contul meu de MailChimp va fi șters sau dezactivat. Pentru că la prima trimitere de newsletter o să primească o mare rată de oameni care se dezabonează pentru că nu mi-au cerut să se aboneze, oameni care nu deschid e-mail-ul pentru că nu se așteaptă să primească e-mail-uri de la mine și lucruri de genul ăsta. Și atunci nu recomand funcția asta. Acestea le folosiți dacă aveți un anumit CRM sau o anumită situație concretă. Mai merge Google Drive dacă aveți un Excel în Google Drive și vreți să importați de acolo. Dar cel mai simplu este să aveți un Excel la îndemână. Eu am pregătit deja un Excel care arată așa. Are doar trei câmpuri, prenume, nume, e-mail. Da? Ordinea o să vedeți că nu este importantă pentru că se pot schimba ulterior. Hai să mai să uite pe exact aceeași temă. Mai fac acum un sheet nou în care iau doar două casete și în loc de prenume, nume, e-mail, schimb ordinea coloanelor. Pun numele la sfârșit și e-mailul primul. Ok. Și hai să facem o mică modificare la adresa de e-mail și punem Dan 1 și Ion 1. Nu există numele astea, dar să zicem că ca să obținem ceva diferit, da? Și avem două sheet-uri, da? Ok. Hai să începem întâi cu ăsta. Și vreau să vă arăt că nu contează ordinea, în primul rând. Dar contează chestia asta cu prenume, nume. Bun. Și zicem, primul lucru, e cel mai simplu să faci așa, să dați copy-paste from Excel. Și te întreabă. El îți zice, recomandă formatul ăsta. Dar o să-l facem fără formatul ăsta. Și nu selectăm prima coloană, nu are sens. Putem să selectăm, dar nu... Na, hai să selectăm. Dar în principiu vă recomand să nu faceți asta. Poți să-i dau auto-update și-și dă el singur, dar nu vă recomand asta. Dați import fără să bifați opțiunea asta. Și el și-a dat seama că e e-mail, dar mă întreabă, ești sigur că ăsta e e-mail? Sau e altceva? Și eu zic că e e-mail. Ok. Ce e ăsta? Că nu știu. Prenume sau nume? Că nu-mi dau seama. Și eu știu că Dan și Ion sunt prenume, nu nume. Ok. Ce e ăsta? Nume de familie? Ce e? Și zice last name. Ok. Și avem e-mail, prenume, last name. Ok. Și a dat seama de toate astea. Acum dăm import. Și avem acum, mă, ciudat, 5 abonați. A, că mai, i-am mai adăugat pe restul 2 manual. Da, și avem 5 abonați. Zice, aici e în funcție de faptul că deschid e-mail-urile sau click, primesc un anumit rating. Când i-am adăugat în listă și nu știu ce. Bun, hai să mergem din nou la listă. Acum, șterg sheet-ul ăsta, nu ne mai trebuie. Hai să luăm o altă variantă în care avem câmpurile astea. Hai să mai adăugăm, să facem 6 coloane, 6 rânduri. Nu mă lasă. Copy. Paste. Hai să vedem. Dan 2.
Și punem aici 2 între sătime. Bun. Hai să schimbăm și la coloana asta ordinea. Și avem o ordine cel puțin ciudată. Prenume, e-mail, nume. Deci e evident că e ceva nereg. Și mai bine ar fi să scrieți aici first name, e-mail și last name. Și el și-ar da seama. Dar îl lăsăm în român. Deci dacă vreți simplu, îmi faceți cum am zis. First name, e-mail și last name. Și o să-și dea seama mai simplu. Hai să dăm iar import. Și de data asta dăm upload CSV. Și fișierul ăsta pe care l-am făcut eu, mă duc aici, dau file, save as și mă întreabă unde vrei să-l salvezi. În folderul cu tare. Drept ce format vrei să-l salvezi? Și am aici opțiunea CSV. Să scriem listă pentru MailChimp. Și am salvat fișierul. Ăsta te întreabă. S-ar putea să, de exemplu, linkurile astea să dispară dacă le salvezi. Vrei să folosești formatul ăsta? Ești sigur? Da. Și acum ne ducem la import și alegem lista pe care tocmai am creat. Și dăm upload. El o să încarce lista. Six emails had syntax errors. Hai să vedem. Nu i-a plăcut că e separat prin punct și virgulă și el se aștepta prin virgulă. Ok, mai dăm o dată save as. Aici îmi spune comma delimited, dar el i-a salvat prin virgulă. Hai să salvăm ca drept CSV pentru MS-DOS. Vrei să-l înlocuiești? Da. Hai să facem o dată. Ești sigur? Da. Să mai dăm o dată import. Ok. Avem o problemă cu chestia asta. Nu importă lista cum ar trebui. Închidem fișierul. Și facem în felul următor. Dăm upload. Browse. Click dreapta. Hai să deschidem cu un notepad fișierul respectiv. Și acum dăm un search and replace. E o soluție mai barbară, dar altceva nu am la îndemână acum. Să înlocuiască punct și virgulă cu virgulă. Să salvăm și să-l închidem. Upload list. Și acum mă întreabă, ce e asta? Prenume. Ce e asta? E-mail. Și-a dat seama că scria e-mail acolo. Ce e asta? Nume de familie. Bun. E mult mai simplu, după cum ați văzut aici, să mergeți la list și să dați import și aici să dați copy-paste from Excel. E o lipsă de bătaie de cap. Aici el se așteaptă ca să găsească texte separate prin virgulă și din motive care îmi scapă acum și nu stau să le caut, Excel-ul meu le face cu punct și virgulă și a trebuit să fac o chestie manuală. Bun, hai să mai avem o situație. Hai să deschidem un e-mail, hai să dăm open. Deschidem lista asta. Să zicem că nu, că aveți lista asta, dar de fapt ea arată altfel. Hai să vedem cum ar putea să arate altfel. Hai să punem cu 3 acum. Bun, avem lista asta. Și în loc, hai să mai punem Dan Vasile, Dan Grigore, Ion Iulian și George Dumitrescu Afloare.
Să zicem că avem lista asta, da? Și vrem să am dorit din lista asta să facem o listă care să o importăm în Excel, da? În MailChimp. Acum, dacă importăm lista așa cum o vedeți, el o să mă întrebe ce-i câmpul ăsta. Și o să-i zic ori prenume, ori nume de familie. Dar asta nu e nici prenume, nici nume de familie. Și acum, cum fac dintr-o singură coloană în două? Sunt două metode. Una e metoda manuală și una e metoda automat. Hai să vedem... Așa. Deci, primul lucru pe care trebuie să le faceți ar fi să vă uitați, de exemplu, dacă are două prenume, este ok, o să putem găsi o regulă. Două prenume, două prenume, două prenume. Problema e când apar două nume de familie. Eu am, pot să fac o regulă să le ia pe astea ca prenume și ca ăsta nume de familie, dar nu pot pentru cealaltă. Și atunci, hai să vedem. Soluții. Avem mai multe variante, le luăm pe rând. Da? Hai să luăm lista asta. Să o punem într-un notepad. Primul lucru pe care o să-l fac este să dau o să mă duc la sfârșitul unui rând și o să apăs la tastatură tasta Tab. Selectez și dau Cut. Search and Replace. Ce să înlocuiască? Tab, dau Paste cu Space. Nu, scuze. Space cu Tab. Hai să mai fac o dată că nu s-a înțeles. Deci, selectez asta, lista cu numele, deschid un notepad și dau Paste. Și am lista asta, da? Acum, vreau să înlocuiesc spațiu cu Tab. Dacă dau aici Edit, Search and Replace și apăs Tab, el Tab o face altceva și nu mă lasă să scriu aici Tab, da? Deci nu pot să scriu Tab. Și atunci, ca să scriu Tab, apăs la tastatură Tab, îl selectez, dau Edit, Cut. Și acum, dau Edit, Replace, ce să înlocuiască? Spațiu cu Tab. Și mi-a pus taburi peste tot. De ce am făcut chestia asta? Hai să mai deschid un Excel. Ei, lista asta acum deja arată manageable. Dacă am făcut asta, eu deja aș putea pur și simplu să iau prima coloană, să o pun aici și într-adevăr am pierdut numele de familie, dar măcar am o listă de prenume. Și eu de obicei când scriu e-mail-urile scriu așa, dragă prenume. Mie de asta îmi trebuie chestia asta, știi? Pot să scriu așa, dragă prenume, pac, da? Dar pot să fac așa. Ok, dar hai să vedem ce facem cu restul. Avem două variante. Odată, putem pur și simplu să luăm doar numele de familie. Deci dacă ne interesează doar numele de familie, putem să luăm doar numele de familie. If C1 diferit de atunci C1, atunci B1. Hai să aplicăm formula asta. Deci am zis așa, am scris o formulă. Asta e formula. Dacă C1 nu este gol, ia-l pe C1. Dacă este gol, ia-l pe B1. Și în felul ăsta el îmi ia C1. Aici e C1 gol, mi-l ia pe B1. B1, C1, B1, C1. Și am obținut numele de familie pe care aș putea să le pun aici. Da? Așa. Și acum mai fac o formulă. Și zic așa. If și acum e o parte mai ciudată. C1 este diferit de ăsta, atunci am concatenate de A1 și B1. Altfel, ia-l pe A1. Hai că am uitat ceva. Am pus două paranteze aici. Și un spațiu îmi trebuie. Ok. Hai să vedem formula și după aceea vă explic. Deci am zis așa. Dacă există coloana C1, dacă ea există, atunci
formula, hai să scriu aici. Aici este item 1, item 2 și item 3. Și aici este prenume și aici este nume de familie. Și formula face așa. Dacă el găsește ceva în coloana asta, înseamnă că prenumele trebuie să fie suma dintre astea două. Da? Și atunci el zice așa. Dacă caseta asta, C2, este plină, unește primele două. Bun. Altfel, ia doar prima celulă. Și aici le unește pe Dan 3 cu Vasile. Aici e doar prima celulă care într-adevăr are ambele nume. Aici e prima celulă. Aici le unește pe astea două. Aici e prima celulă. Și aici le unește pe primele două. Formula pe care am aplicat-o aici este aproape perfectă, cu mențiunea că nu funcționează în cazul în care are două nume de familie. E o mică greșeală. Trebuie lista după aceea să mai verificați o dată, să vă uitați să n-aibă două nume de familie. În cazul ăsta specific, tot ce am de făcut este să copiez asta, exact cum e, și să, în loc să pun tabul acolo, aici pun tabul. Tabul înseamnă că începe o coloană nouă. Și atunci vreau să fac asta. Asta trebuie făcută manual. N-am soluție la asta. Dar în principiu, dacă scriu formula asta, care este aici, dacă C2 e diferit de ghilimele, în funcție de Excel-ul vostru, uneori poate în loc de punct și virgulă trebuie să puneți virgulă. Atunci, fă concatenarea între A2 spațiu și B2, altfel ia și aici, dacă C2 e diferit de așa, gol, ia C2, altfel ia B2. Și mi-a formula corect. Și la sfârșit, tot ce am de făcut este să copiez astea. Mă duc în Excel-ul meu. Hai să dăm un insert întâi. Copiez chiar de la început. Am copiat. Așa. Nu mi-a luat valorile. Trebuia să-i dau pe values, dar mi-e mai simplu să-l pun. Uitați să vă arăt și cum se face. Copy. Și acum, în loc să dau paste, dau paste special, paste values. Și acum mi l-a luat ok. Și am exact ce trebuia să am, cu mențiunea că ultimul rând trebuia să-l fac manual. Și acum, pur și simplu, selectez tot ăsta. Mă duc aici, dau un copy-paste from Excel. Paste. Ce e ăsta? Prenume. Nume de familie, scuze, nume de familie și email. Import. Și acum dacă mă duc la abonații mei, lista arată foarte bine. Are tot ce ar trebui, cu nume, prenume și email. Cam așa arată lista. Vă sfătuiesc să mai mergeți la settings și să vă mai uitați puțin peste lucrurile astea. Care este numele listei? Puteți primi notificări despre abonații noi. Nu vă sfătuiesc să bifați asta, nu are nevoie, majoritatea oamenilor nu au nevoie să aleagă opțiunea asta. Aici puteți să stabiliți care să fie merge tags. La ce se referă merge tags? De exemplu, eu pot să-i zic câmpurile din lista mea sunt adresă de e-mail, prenume și nume de familie, că mă ajută în gestionarea listei. Da? Și aici, când vreau să scriu un e-mail prenume, pot să pun codul ăsta. Steluță, bară, sus, fname, sau pot să scriu aici prenume, dacă îmi place mie mai mult, 3 cu majuscule. Vă sfătuiesc să lăsați fullname, când o să citiți help-uri pe internet și ajutoare și nu știu ce, toată lumea o să folosească chestia standard. Voi trebuie să țineți minte că prenume e la voi prenume și nume de familie e nume de familie. Lăsați fullname și name e de preferat varianta asta. Aici puteți să stabiliți dacă câmpurile sunt obligatorii, adică nimeni nu se poate abona fără să completeze toate astea trei. Și aici este e-mailul obligatoriu, că nu are sens să trimiteți un newsletter la cineva dacă nu aveți adresa de e-mail. În schimb, cele două sunt opționale. Și aici vizibil înseamnă că ăsta e întotdeauna vizibil, pentru că e solicitat. Da? În schimb, astea le puteți stabili. De exemplu, poate când aveți formularul de înscriere în site, poți să stabilești, domnule, eu nu vreau să fie vizibil, dar vreau eu să-l pot edita, de exemplu. Deci pot să pun un câmp aici.
de care tip și te întreabă nu știu ce și pot să-l pun să nu fie vizibil, dar eu să-l pot edita, să-l am eu în baza de date pentru mine sau să-l pot importa. Da? Ok. Aici poți să zici campaniile tale sunt publice, vrei să le găsești în Google sau nu. Asta e o chestie foarte mișto. Poți să vezi o listă prin care poate să vadă în principiu mail-urile anterioare. Mie mi se pare o chestie foarte, foarte mișto. Adică eu pot să văd înainte să mă abonez la newsletter ce newsletter s-au mai trimis. Vă recomand să o lăsați. Aici e o chestie obligatorie. Și riscați destul de multe dacă o completați aiurea. Lăsați lista asta. Oamenii trebuie să știe cum s-au abonat și dacă au o problemă se va folosi de chestia asta. Deci lăsați asta cum e. Ia să dăm save acum. Ok. În trecut știu că nu m-a lăsat să, dacă nu completam una din lucrurile astea, dar de telefonul mi se pare că ziceam mai de mult că e opțional și după aia treia completat. Mă rog, ideea e că trebuie să aveți lucrurile astea la îndemână și să le completați. Ok. Da, astea sunt mai puțin relevante. Setări. Aici am fost la setări. Pot să fac o copie a listei. De ce mă ajută chestia asta? Chiar vă recomand. Dacă aveți aceleași setări pentru lista nouă, dați replicate list ca să nu introduceți din nou toate datele respective. Vă ajută dacă vreți să trimiteți către un segment sau nu știu. Ok, asta e lista. Pot să fac niște segmente. Și vreau să zic numai lui Ion. Contains. Hai să vedem. Dacă e-mail conține Ion. Și avem pe toți ăștia. Și avem să-i dăm segment doar Ion. Ok. Și se auto-actualizează. Deci când o să apare oameni cu Ion, o să fie din nou oameni de genul ăsta. Hai să vedem. Dacă adresa de e-mail conține Dan. Și avem oamenii ăștia. Și dăm segment. Doar Dan. Și acum când am campanii, dacă e Sfântul Ioan, pot să fac o campanie doar pentru oamenii care sunt Ioan. Și acum dacă mă duc la recipients, aici vor fi doar către patru oameni, da? Doar către oamenii pe care îi cheamă Ion și pot să le zic la mulți ani de Sfânt Ion. Ca idee, dar pot să fac liste mult mai ok. Pot să am oameni care s-au înscris în 2010, oameni care s-au înscris la începutul site-ului, nu știu, tot felul de chestii de genul ăsta și le trimit o campanie doar pentru ei. A, am văzut că ești la noi în site de nu știu cât timp. Hai să-ți trimitem un e-mail. A, te-ai înscris de 1 martie. Pa, ce coincidență, nu știu ce. A, am văzut că poți să mai adăug și alte câmpuri, de exemplu sexul. Și să zici, a, e femeie, ok, e femeie, îți trimitem de 1 martie, nu știu ce. Ești oameni care sunt născuți în 1 ianuarie. Pe 1 ianuarie îți trimitem un cadou, o chestie de genul ăsta. Puteți trimite segmente și te ajută segmentele astea să ai aceeași listă, oamenii se pot dezabona, dar câtă vreme sunt abonați, tu poți să-i controlezi. Și pentru asta ai nevoie de câmpuri suplimentare, dar poți să faci niște segmentări foarte bune. Cam asta. Succes!